Inundați în Spania. Cel puțin 211 de persoane și-au pierdut viața. Premierul Pedro Sanchez anunță noi întăriri militare. La patru zile după inundațiile devastatoare din sud-estul Spaniei, guvernul spaniol trimite mii de militari și polițiști pentru a sprijini eforturile de salvare și reconstrucție în zonele afectate. Bilanțul actual indică cel puțin 211 victime, iar căutările pentru persoanele dispărute continuă armata trimite întăriri. La patru zile după inundațiile devastatoare care au lovit sud-estul Spaniei, Armata trimite întăriri sâmbătă pentru ajuta la căutarea persoanelor dispărute și la reconstruirea orașelor distruse de torenții de noroi. Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat mobilizarea 5.000 de militari suplimentari și 5.000 de polițiști și jandarmi pentru a veni în sprijinul locuitorilor afectați. Conform celor mai recente date comunicate de guvern, Tragedia produsă între marți și miercuri a făcut până acum cel puțin 211 victime. Echipele de salvare desfășurate în regiunile calamitate au localizat și numărat până în prezent 211 morți, a precizat premierul, adăugând că operațiunile continuă pentru găsirea celor dispăruți. Președintele regiunii Valencia, Carlos Mazon, a declarat vineri seara că autoritățile nu au stabilit încă un număr oficial al persoanelor dispărute iar familiile care nu au vești despre cei dragi lansează apeluri disperate pe rețelele sociale. Ar fi prudent să dăm un număr exact, a confirmat ministrul de interne, Fernando Grande Lasca, într-un interviu acordat televiziunii Antena 3. Totuși, având în vedere circumstanțele și opiniile experților, este probabil ca bilanțul să crească, a adăugat acesta. Vor fi mobilizați încă 500 de soldați în regiunea Valencia pentru a face față situației critice. Sâmbătă vor fi mobilizați încă 500 de soldați în regiunea Valencia, ridicând astfel numărul total de militari prezenți în zonă la 2500. De asemenea, câteva mii de polițiști, jandarmi și pompieri sunt implicați în eforturile de salvare și reconstrucție. În afara căutării persoanelor dispărute, una dintre prioritățile armatei este redeschiderea drumurilor pentru a permite transportul ajutoarelor, în special al celor alimentare. Aceasta implică îndepărtarea vehiculelor și a care blochează traficul și restabilirea ordinii în comunitățile afectate. Autoritățile au semnalat însă și probleme de siguranță publică. Au fost raportate acte de jaf și furt de la începerea inundaților. Poliția a reținut deja zeci de persoane, unele fiind plasate în arest preventiv. Mii de oameni s-au mobilizat pentru a acorda ajutor celor afectați. În contrast cu aceste incidente, Solidaritatea localnicilor a fost impresionantă, mai ales în Valencia, unde mii de oameni s-au mobilizat sâmbătă dimineața, pentru a doua zi consecutiv, în sprijinul celor afectați, în armații cu lopeți și mături, conform unui jurnalist AFP. Numărul mare de voluntari veniți vineri a creat dificultăți în trafic, determinând autoritățile să le ceară celor care intenționau să se deplaseze în zonele sinistrate să rămână acasă pentru a nu bloca accesul echipelor de salvare. Activitatea salvatorilor și militarilor în suburbii este programată să continue sâmbătă sub un cer senin. Cu toate acestea, Agenția Națională de Meteorologie, AEMET, avertizează că în provincia Castelon, situată în nordul regiunii Valencia, este în vigoare o alertă portocalie din cauza ploilor abundente prognozate.